verticală, albastru alb cu shorturi albe și jambiere albe, în poartă având un pe capitanul Răzvan Stefan Bușcă, un portar nu prea înalt, roșu, negru, negru, negru echipamentul său, deși pasport în groșuri de fete pe care Petrolul a bătut-o în tur la ea acasă cu 1-0. Brunescu trimite mingea la Ichim, cel care a venit în această iarnă la Petrolul, la fel ca și Cristian Andor, numărul 18, mijlocașul cu barba al Petrolului, brunetul Andor. Ichim este originar din Piatra Neamț, Andor din Oradea, Kindriș, capitanul Petrolului din Arad. Iată că, deși în Liga 3-a, brandul Petrolul atrage jucători de la mare distanță, tot la mare distanță, de la mare distanță a venit și, cum spuneam mai devreme, brigada de arbitri. Minutul 1 și 25 de secunde, am ținut prea mult microfonul, așa că îl predau colegului și prietenului Ionel Nuțan. Ionel, ai cuvântul. Meciul a început, doamnelor și domnilor, așa cum ne așteptam cu toții, nota de dominare a Petrolului, chiar dacă au trecut doar 2 minute de la primul fluier al centralului din Carei, Sabol și Covaci. Foarte probabil așa se va derula întreaga partidă, cu Petrolul mereu în căutarea unei poziții ideale pentru a penetra poarta apărată de chiar capitanul formației vizitatoare. Este vorba de Bușcă, iată acum, foarte aproape acolo și lovitură de pedeapsă era să spun, însă centralul acestei partide are de luat o decizie delicată chiar în aceste momente, minutul 3, cade acolo Sergiu Arnautu și m-a îngrăbit să preconizez că acesta va dicta lovitură de pedeapsă, însă i-a atribuit cartonașul galben experimentatului atacant al Petrolului în această fază, prima notabilă a partidei pe care o urmărim împreună aici pe Arena Ilie Oana, în prezența circa 4.000 de suporteri, estimez eu la acest moment, o vreme superbă, doamnelor și domnilor, la Ploiești, pe Arena Ilie Oana și pe un gazon foarte bun, chiar dacă acesta a fost folosit în actualul mini-retur al Ligii a doua, de alte două, al Ligii întâi, de alte două grupări, este vorba de Juventus București și de Sepsi OSK. Iată că a ajuns balonul și la Mirel Volvoaș, Cristian Andor, de care spunea colegul meu Dragoș Trestioreanu, că reprezintă o noutate importantă la capitolul achiziții din această iarnă. Iată din nou pe Sergiu Arnautu, pătrunde, care pe partea stângă, își face foarte bine mingea, șutează și respinge acolo portarul echipei vizitatoare. Bușcă încearcă mai apoi Alex Șocălteu, o execuție pretențioasă, o foarfecă pe spate de la circa 8 metri, însă mingea trece pe lângă poartă și iată că această acțiune notabilă de atac a formației ploieștene trezește deja tribunele la viață. Încă din startul partidei, suporterii își fac simțită prezența aici în tribuna Arenei Ioana. Puțin mai devreme, înainte de a începe transmisia în direct, am avut privilegiul cu toți cei trei comentatori să ne pozăm și să-l salutăm pe seniorul Mircea Drida, prezent și dumnealui, ca de fiecare dată aici pe Arena Ioana. Nu mai puțin, Ionel. Foarte interesant, nu știu dacă voi ați spus, Alexandru Gheorghe îi opune lui Romulus Ciobanu, fost antrenor tot în județul Teleorman, tot un modul 1-3-4-3. Probabil că e mai pretențios spus în cazul formației Sporting Roșiorii de Vede, acest sistem pe care vi l-a spus Dragoș, cu certitudine Petrolul evoluează în acest modul verificat în partidele amicale din această iarnă, o noutate, odată cu venirea lui Romica Ciobanu la Petrolul, schimbarea sistemului. Chiar tehnicianul spunea la conferința de presă premergătoare acestei dispute că mai sunt destule lucruri de reglat în prestații echipei galben-albastre. Cu precădere, Ciobanu era îngrijorat de ultimile două rezultate amicale, un egal doar cu CSB joi și o înfrângere mai apoi cu Cixereda miercuri Ciuc. Evident că încă de la primul meci oficial nu vom putea vedea foarte clar potențialul adevărat al Petrolului. Echipele își intră în ritm puțin mai greu, dar în etapele care urmează vom avea probabil dreptul să vedem o echipă bine pusă la punct. Asta ne însemnând că astăzi, nu Mihai Toma, nu așteptăm o prestație concludentă încheiată cu o victorie, așa cum dorea de fapt Romeo Ciobanu, un joc convingător pentru cei care au parte de această partidă în tribună și un rezultat pe măsura așteptărilor. Începutul e promițător, a fost o acțiune pe
percutantele lui Sergiu Arnăut. În primă fază a încercat să obțină un de parcă de pedeapsă. Noi n-am văzut eroarea, cine știe ce a fost acolo în fine. Și a doua oară și-a creat o poziție excelentă, deci de 7 metri lateral stânga. Însă Bușcă, ne uitam noi, cel mai vechi jucător din lotul formației Teleorumănene, a reușit să aibă o paradă excelentă. Mă uitam cu Ionel Luțan înainte de partidă la lotul formației oaspete, îl remarcam pe Dănuții Bănică, cunoscut ca de noi ca mijlocaș. Din ce mi-aduc eu aminte, echipa din Roșiori avea alt fundaș central, Bogdanovici, pe care l-a dat la AFC Alexandre, astfel că Ivănică, un mijlocaș trecut pe la FC Argeș, unde și-a făcut și junioratul, Delta Turcia, Valul Constanța, doar să amintesc câteva dintre echipe, a fost trecut ca stopăre, face pereche în centrul apărării cu un alt jucător cu oareșcare este experiență, e vorba de Chris Til, care a jucat la Academia Rapid, dar a fost și în locul lui FC Brașov în Liga a doua în câteva partide. Acum o lovitură liberă periculoasă pentru petroliști, acolo arestează balonul Georgian Păun, a fost și Adinea, o lovitură liberă de pe cealaltă parte, în partea stângă, a trimis Andor, însă până la urmă apărarea oaspeților a reușit să lămurească acea ocazie. Vorbeam și cu Ionel, el invoca subțirimea adversarilor întâlniți, echipa din Roșiori a jucat 6 amicale, a pierdut unul singur cu progresul cu partea 0-1, în rest victorii s-au rezultat de egalitate. Păun execută o minge aruncată în suprafața de pedeapsă, acolo sare Echim, Echim a întors periculos, recuperează Velisari, atunci pe Covaci intervenind în această acțiune. Mai degrabă a fost lovit decât a intervenit. A fost lovit și balonul a ricoșat nefericit pentru Petrolul, un fault acolo asupra lui Păun și petroliștii vor beneficia din nou de o lovitură liberă. S-au instalat jucătorii galbeni albașilor cu aproape întreg efectivul în acest moment, toți cei 10 jucători de câmp sunt jumătatea formației oaspete. O pasă pentru Olaru, era neatent Olaru, Olaru încearcă să-l angajeze pe Șain Tudor, însă faza s-a ridicat, totuși o cânteu, cred că e fault acolo. Până la urmă doar corne, lovitură de colț, urmăresc și acest corne și vă predea cu lovitura colegului Dragoș. Se duce Andor să execute de pe barca dreaptă, așa cum privit monitoarele cu transmisia TCP-ului oficial. Lovitură de colț, Cristian Andor, minutul 8 al cronometrului de pe Arena Ideoană. Andor execută în suprafață de pedeapsă, execuție bună! Bușcă are o intervenție de ultim moment și trimite în corner în cealaltă parte, va executa de data aceasta pe un. În altul Ichim se află acolo și Jean Prunescu așteaptă o centrare precisă a lui Georgian. Ușor prea scrupulos, mi se pare Cova, și o de colț pe un. Aglomerație mare în fața porții apărate de Bușcă, minge întoarsă cu capul pe spate de Shane Tudor și faza s-a răcit. Oaspeții vor repune din colțul care au deja semnat. Mulțumesc, Mihai, au trecut 8 minute și 30 de secunde din ultima partidă a etapei din acest weekend a doua returului. Reamintesc că prima a fost decalată pentru 28 martie și FC Petrolul Ploiești și Sporting Roșiorii de Vede se află la egalitate pe Arena Ilieoană. O lovitură de la colțul terenului de pe dreapta în sensul de atac al galbenilor execută Cristian Andor cu piciorul stâng. Perfect, respinge dintr-un buchet de jucători Bușcă, dar a fost faultat în suprafața de protecție. Acuză o accidentare și unul dintre apărătorii oaspeților. Din ce am observat la fazele fixe de până acum, se vede că sunt lucrate. Execuțiile sunt cam aproximativ aceleași, dar până acum Petrolul 10 minute aproape nu a avut, așa cum spunea Mihai Toma, decât o singură ocazie mare la chiutul Arnăutu, deturnat
aproape miraculos de portarul capitan al Teleormenilor, Răzvan Ștefan Buștă, oaspeți în atac, obțin și ei o lovitură de la colțul terenului de pe stânga, de data aceasta a fost la balon Leonard Brânceanu. O execuție scurtă, centrarea înaltă, respinge înaltul Ichim fără adresă, dar unul dintre jucătorii de la Roșiori n-a speculat această degajare și acum o lovitură liberă directă în favoarea Petrolului. Îmi place cum se mișcă pe teren fratele lui Ivan Kovac. Este un tânăr arbitru cu personalitate. Să sperăm că vom vedea arbitri tineri noi care să fie corect și cinstit. Iată-l pe Ciocălțău urmărind o minge, a avut marcaj și până la urmă balonul a părăsit suprafața de pe dreapta. Îl văd pe Romică Ciobanu îmbrăcat ca de vară, a depășit și spațiul tehnic pentru a da indicații precise. Este cam greu de jucat deocamdată în ambele echipe cu în același modul 1-3-4-3, însă este evident că echipa mai valoroasă, cel puțin până acum, este cea a Petrolului. După părerea mea, Petrolul are cel mai bun lot din întreaga serie a treia, a Ligii a treia. Cu un succes astăzi, Petrolul ar sări din nou peste APCM Alexandria și s-ar distanța la 8 puncte de Voința Turnu Măgurele, fostă Traielele, cea care în mod cu totul neacceptat a pierdut pasiunea sintetic de la Centrul Național de Fotbal Buftea 1-0 în fața ultimei echipe pe care a învins-o Petrolul în deplasare, SC Popești-Oșani. Minutul 13 și în continuare aici la Ploiești 0-0 și aștept cu maximă curiozitate cât mai multe faze calde de poartă și bineînțeles deschiderea scorului. Ce zici, Ionel? Așteptam cu toții acest lucru. Important este că până acum jocul curge bine în favoarea Petrolului, chiar dacă n-am avut prea multe situații favorabile de a marca la buturile lui Bușcă, experimentatul capitan al formației vizitatoare. Și iată că, pe măsură ce trec minutele, parcă și oaspeții ies puțin mai curajos la atac. Am avut, din acest punct de vedere, puțin mai devreme o monstră, o lovitură de colț, mai apoi la o repunere greșită a lui Bolboașă, oaspeții s-au aflat pentru la câteva secunde într-o poziție avantajoasă undeva pe partea dreaptă în direcția lor de atac, însă până la urmă petroliștii au gestionat bine acea situație și s-a stins o ocazie oarecum favorabilă pentru formația din Roșiorii de Vede, care nu are, sincer vorbind, foarte multe aspirații de la această partidă. Discutam înaintea jocului cu oficialii grupării Teleormenene, care recunoșteau în mod evident valoarea superioară a Petrolului și faptul că echipa pregătită de Olimpia Ciobanu are prima șansă în disputa de astăzi. Pe de altă parte, spotii Roșiorii de Vede și-au luat măsurile de precauție necesare și a sosit aici la Ploiești ieri după amiază pentru a pregăti la fața locului ultimele detalii ale primei partide în cazul ambelor combatante în partea a doua a întrecerii. Spunea puțin mai devreme Dragoș Cristioreanu de eșecul celor de la Voința Turnu Măgurele, echipă pe a cărei bancă tehnică a debutat cu un insucces, iată, Mugurel Cornățeanu, și este clar deja după doar prima etapă din retur că lupta pentru promovare va fi de fapt o ecuație în doi. Petrolul și FCM Alexandria, gruparea care a câștigat ieri categoric 7-0 alaltă, de fapt 7-0 disputa cu Viitorul Domnești, echipă care nu s-a mai retras până la urmă din campionat, așa cum se preconiza, dar care nu mai poate alinia decât în linii mari juniori și jucători care au evoluat sezonul trecut la preparea a doua din Liga a patra. Scorul așadar nu este unul foarte relevant, 7-0, victorie categorică pentru FCM Alexandria, care privește această rundă la ora la care vorbim de pe prima poziție
a clasamentului. Au repus de la margine jucătorii de la Sporting Oșorii de Vede, a respins acolo într-o prima fază Jean Provescu, retitularizat, am putea spune, profitând de experimentatul jucător și de un culoar favorabil, reliefa și de colegii mei, prin absența lui Antoche, cel care se familiarizase de fapt cu postura de titular în acest sistem de trei apărătorii încredințat de Romica Ciobanu. Iată, Greg Provescu, om de bază, încă de când a venit aici la Ploiești, din nou prezent în primul 11, primit pe teren astăzi de Romica Ciobanu. La debut și el, ca și doi dintre experimentații jucători, a fost pe teren acum. Este vorba de fundașul central, Ikim, un fotbalist care a strâns 100 de prezențe în Liga 1, și Cristian Andor, un nume și el foarte, foarte cunoscut, în special la nivelul lui Șarnului Secund. Cei doi veniți la pachet de la CS Mioveni, iată-i prezenți pe teren ca titulari, în timp ce un alt jucător transferat în această iarnă, este vorba de tânărul Daniel Cârjan, golgheterul viitorului domnești, este foarte bancă, este foarte probabil, îl vom putea vedea și pe el la lucru în partea secundă acestei dispute. Minutele trec, am traversat primul sfert de oră și în continuare 0-0 aici pe arena Ilioan, 4.000 de spectatori, un teren foarte bun și o vreme superbă de primăvară în acest început de martie. Iată ingredientele unui meci pe la care așteptăm în continuare foarte multe. Alex Ocolteu are acum o intervenție foarte bună, greștește însă serviciul către Sergiu Arnăutu. Cei doi jucători, ați văzut, și cu alte prilejuri se simt foarte bine împreună, se caută atunci când au poziții favorabile în fața porții adverse, deși aducem aminte de o fază lucrată la Indigo de cei doi jucători cu o finalizare de clasă a lui Jocoteu. Acum este Tudor Șaim pe partea dreaptă, însă centrarea inițială acestuia este blocată. Din nou centrează Șaim în centrul careului mare advers, este acolo Georgian Păun, mingea se îndreaptă către Andor, însă este trimisă în afara terenului de joc de formație din Roșiorii de Vede, care are Mihai Toma câteva clipe de respiro într-o perioadă în care Petrolul avansează convingător către buturile lui Bușcă. Vorbeai, Ionel, de Rova, de Sporting Roșiori, deși nu mai beneficiază sprijinul fabricii de vagoane cu Rova. Am înțeles totuși că nu sunt probleme financiare la Roșiori, sunt salariile la zi și iată pe formația telurmăneană încercând să lasă o bună impresie aici pe Ilioană. Deocamdată acțiunea lui Tudor Șaim pe dreapta centrare, reloare cu capul Arnăutu peste transversală, o acțiune frumoasă, însă mingea a fost trimisă ușor în spate, o reloare din poziție incomodă a lui Sergiu Arnăutu peste bara lui Bușcă. Vă spuneam, probabil că echipa din Roșiori își dă va da sufletul aici pe Ilioana. Deocamdată se apără destul de organizat, zice eu, încercăm să desfacem blocul defensiv al oaspeților prin acțiuni pe extremă, pe cele două extreme. Deocamdată însă o singură situație cu adevărat mare. Acum balonul ce jucat la centru terenului, a încercat acolo jucătorul cu numărul 13, Brânceanu, să devieze. Reluare cu capul pe spatea lui Nicușor Voicu, un balon înalt care se va odihni în brațele lui Bolboașe, care Bolboașe a fost coleg cu Dănuț Ivănică, dacă nu greșesc eu, la FC Argeș. Și încă o chestie interesantă de Ivănică, îi se spune Pace, Ionel, de la faptul că îi baptiști și încheie orice dialog cu Pace ție. Orecla lui e Pace și ne apropiești de Paște și baptiștii au Paștele același Paște cu al celor ortodoxi. O minge fără perspective, acum primisă în spatele porții apărate de Bușcă. El va repune acum obiectul de joc. Vorbeam și de Bușcă. Din ce m-am uitat eu, el este singurul jucător care mai face parte din echipa din Roșiori, care a promovat în 2014 după trei baraje la rând pierdute, și l-am regăsit în locul acelei echipe din Roșiori și pe Costel Vârsan, care a jucat și la Astra și la FC Roșiori și cred că a jucat și la Câmpina și la Combinata Petrolul cu Astra, care s-a format după 2000. Și acum Costel Vârsan este antrenor fecund tocmai în Tanzania, adică o țară în care petrolul vechi, adevăratul Fece Petrolul, a făcut un turneu la un moment dat în Tanzania și în insula apropiată acestei țări. L-am întrebat pe Costel Vârsan, din Chiarogen, o dată pe Facebook, dacă mai există echipa Young Africans din Dar es Salaam. Ce ratare a avut și Ciocăteu, și mi-a spus că echipa la care el este antrenor secund este la bătaie, la titlu, tocmai cu Young African. Continuă, te rog. Am
asistat Adineaur la o ocazie importantă. Lucio Pontoiel a fost deschis în careul de 16 metri, ușor lateral dreaptă, s-a lovit imprecis balonul de joc care s-a dus pe lângă stâncul din stânga poziției atrasă de bușcă. Rămânând la statistică, un singur rezultat mare a reușit formația din Roșior contra Petrolului, din ce am căutat în 1980, când ambele echipe se aflau în divizia B. Roma Roșior învingea Petrolul 1-0 prin golul lui Gheorghe Gheorghe, un jucător cunoscut acolo la Roșior. Pe o listă de jucători importanți pe care a avut acest club, să nominalizez numele lui Iordan Efimie, între alții Nicu Lixandru, cu care Ionel mi-aduc aminte că era prieten, fost jucător la Giu, chiar și arbitru, fiul lui este acum arbitru prin Spania, și Rontea, cunoscut rapidist, a jucat acolo la Roșiori. În orice caz, deocamdată, o replică onorabilă a oaspeților, să sperăm că vom reuși să desfacem lacul la apărării lui Alexandru Gheorghe. Mai țin microfonul pentru această acțiune, Arnăutu ușor izolat în zona centrală, reușește o pătrundere interesantă, l-a găsit pe Andor, Andor l-are pe Belisar, urcat în banda stângă, însă un serviciu prea lung, Belisar totuși centrare, însă balonul se duce prin spatele porții. Noi ne-am luat cu vorba, suntem deja minutul 21 al acestui joc, pe totul Ploiei Sporting Roșilor, 0-0. Mulțumesc, Mihai. Dacă Alexandru Gheorghe trebuie să se ceva mai devreme la încălzire trei jucători, iată și pe Mică Cioban, în urmă cu câteva secunde, l-a trimis împreună cu preparatorul, i-a trimis împreună cu preparatorul fizic Marius Haider, pe Gabriel Frâncu, Daniel Gărgean și Nini Popescu. Probabil că ratarea lui Alex Căpălzău l-a supărat pe domnul Ciobanu și acesta a fost motivul pentru care încă de minutul 22 l-a trimis la încălzire și pe Nini Popescu. Știu că există acest obicei, dar ar fi trimis pe rând jucătorii de câmp, câte trei, dar parcă are legătură și cu ratarea lui Căpălzău. Era fost opțiunea întâi banda dreaptă a trioului de atacanței Petrolului. Mai așteptam, dar fiindcă adversarul nostru a priori nu era unul dificil, ca una mică Ciobanu să fie încercat o formulă și cu Petrolul în tine. În sfârșit mai este timp. Cert este că acest modul 1-3-4-3 Alberto Laro nu mai poate urca, așa cum s-a întâmplat pe vremea lui David Igore în acel 1-4-2-3-1, când Alberto era în dai dreapta și își aducea contribuția adesea prin centrări bune în zona ofensivă a Petrolului. Aruncă de la margine de pe dreapta Sain Tudor unde a fost respinsă la unul dintre apărătorii de la Petrolului, faultat acum într-adevăr decizie bună a lui Kovács Tomos, faultat Jean Plumescu, cel care în mod surprinzător pe la începutul pregătirilor nu prea era folosit în fie de loc, fie doar în repriza trecută, în numărul de minute, în meciurile tăi. Mă bucur că Jean a revenit ca titular, să vedem pentru că timp, punând pe la începutul transiției noastre, că titularul pare a fi Paul Andor. Andor, cel care a preluat executarea patelor fixe, centrare dare fiind unul dintre apărătorii Sportingului, când Cristian Andor, că a preluat sarcina executării patelor fixe înainte Claudiu Tudor, apoi Georgian Păun, Claudiu Tudor e pe lista de rezerve, iar Georgian Păun pe partea stângă a atacului. Faultat de Alexandru Cernăcoc, Alex Căpălzău, și pentru că a venit vorba despre stilul capra numărului Căpălzău din echipa Sporting, m-am grăbit, nu este vorba de postul echipier al Sportului de Vest, ci doar de o coincidență. Lovitură liberă din partea
dreaptă în sensul de atac al petroliștilor, de data aceasta nu va mai executa Andor. Și Belisar, să vedem dacă cu mai mult noroc, cu mai multă inspirație, zi din doi jucători ai luat pe pilot, mingea aruncată la, pe colțul lung, de acolo unde s-a patru Nescu. Și ce greșeală, ce greșeală, a scăpat mingea pe sub picior, Armeutu, greșit la frant, o poziție bună, consternat și cu echipierul său din apărare, totul Alexandru Chim. Iată un șut din unghi total închis al lui Ciocul său, mingea trece pe lângă portarul Bușcă, a încercat un conjunt spectaculos, dar și pe lângă poartă. Iată, ne îndreptăm pe minutul 30 de minutul 24 și în continuare remiza albă aici pe arena Ilioană. Ce părere ai? Câteva scurte concluzii după aproape jumătate de oră, Ionel? Un joc care curge într-un singur sens spre butului de lui Bușcă. Din păcate, cele câteva situații favorabile nu au putut fi fructificate. Poate acum, iată pe Georgian Păun încearcă un șut cu pământul, l-a pus la încercare pe Bușcă, însă capitanul formației vizitatoare, atent, reține, deși balonul a lovit pământul înainte de a fi în brațele acestuia. Echipa oaspete încearcă așezat să suporte aceste atacuri permanente la Petrolului și să aștepte o oportunitate de a contraataca. Foarte rare astfel de prilejuri. De cealaltă parte, în permanentă ofensivă, echipa petrolistă nu a găsit încă, după jumătatea primei reprize, cea mai bună soluție pentru a deschide scorul aici pe arena Ilie Oameni și iată pe vizitatori aflați acum la minge, prin Ivunica, cel care spunea și Mihai Toma, este retras într-o funcție nu dacă mai obișnuită pentru el pe linie de fund, încercând să degajeze terenul pentru a prinde câteva secunde de respiro în contrul unei apărări destul de solicitate până acum. Ne spunea și Romica Ciobanu că așteptările încă de la prima partidă sunt mari, dar trebuie ținut cont de faptul că este un nou sistem de joc. La capitolul omogenitate nu prea putem vorbi, deoarece doar doi fotbaliști sunt noi în formula de bază, trebuie să petrecem și ambii la fel de experimentații cu trecut foarte important la nivel mai mare fotbalul nostru. Iată acum Ciocălteu pe partea dreaptă, a combinat cu Arnăutu, a reprimit Alex Ciocălteu, foarte activ în minutele de până acum Alex Ciocălteu, deși în două situații în care s-a aflat în posturi favorabile în fața porții adverse, nu a găsit cea mai bună continuare, scoate de această dată o lovitură de colț pe care se pregătește să o execute de pe partea dreaptă în direcția de atac a formației ploieștene. Este Mihai Belisar acolo, evident va fi o execuție cu piciorul stâng. Întreaga formație galben-albastră este masată în jumătatea adversă de teren și mai toți jucătorii cu talie sunt în careu mare de 16 metri, așteptând o eventuală reluare cu capul. Belisar își potrivește acum balonul, să vedem execuția tânărului jucător al Petrolului, care și-a câștigat clar un statut de titular în tot acest campionat. Face semn pentru ca jucătorii săi din linia de atac să vadă exact cum se duce această minge. Însă execuția este una modestă și iată pe cei de la Sporting Roșiorii de vede respingând un balon care s-a anunțat periculos pentru buturile lui Bușcă. Reluare de la margine, acum de pe partea dreaptă, în direcția de atac a formației proiștene, este acolo Tudor Șain, un alt tânăr jucător care are un statut clar în acest sezon la Petrolul, titular de drept în banda dreaptă a defensivei ploieștene. Iată-l acum pe Alex Ciocoteu, din nou găsit undeva la marginea terenului, încearcă o centrare și iată o nouă lovitură de colț cu același Mihai Belisar în rolul de servant. Să vedem dacă avem mai multe șanse de izbândă la această lovitură de colț care se petrece în minutul 29. Ne apropiem așadar de primele 30 de minute epuizate din această partidă, fără gol pe arena Ioana, în disputa dintre Petrolul și Sporting Roșiorii de vede. Mihai Velisar va executa și de această dată cu piciorul stâng, o face acum însă la fel de modest și de pe vizitatorii, reușind pentru moment doar să evite pericolul. Același Velisar centrează foarte bine într-o poziție favorabilă acolo. Ocazie foarte bună pentru Petrolul. Jean Prunescu, un obișnuit
al prezențelor în careul mare adversare, centrat Sergio Arnăutu și Ichim erau și ei într-o zonă foarte bună acolo, dar nici de această dată nu s-a putut introduce balonul în poartă, însă mingea rămâne în favoarea jucătorilor de la Petrolul. Angajare pentru Sergio Arnăutu, deviază acesta și mingea iese în afara terenului de joc. Mihai Toma, alte câteva zeci de secunde de respiro pentru apărarea formației vizitatoare, care are foarte mult de lucru. În momentul în care ne uităm și în stânga noastră către un banner instalat de suporteri de la Petrolul 1, Mihai, o jumătate de oră fără gol aici pe arena Ilioan. Da, am avut impresia că reluarea lui Arnăutu până la urmă la recentrarea lui Ciunescu a fost scoasă din zona liniei porții de izolită. Balonul depășit de pe Bușcă. Se pregătește acesta să repună. A sărit Andor, a recuperat. Ciocolteu încearcă să trimită peste jucătorul pe care avea în față, Alexandru Târnăcop. Vă spunea și Dragoș, un fotbalist revenit la formația din posibilă formația din Roșiori de la Balotești. Minge trimis acum pentru Olaru. Olaru încearcă pentru Velisar, scop exact al fundașului stâng al Petrolului. Iată-l pătruzând în primă fază. Părea că avea mai multe variante, a încercat un balon de angajament pentru Arnăutu, serviciu prea lung și Bușca a reținut fără probleme. Minge respinsă cu capul acolo de Olaru. Încercat Noanu Velică să controleze obiectul de joc, însă a pierdut posesia și repune de la margine. Kindriș pentru Velisar, Velisar Olaru, Olaru Ichim. Ichim avansează cu balonul la picior, se lansează acolo și a impune la urmă la preferat pe Ciocolteu. O preluare prea lungă lui Andor și oaspeți au revenit, dar au pierdut balonul din nou. Andor pentru Cain Tudor, Cain Tudor pe banda dreaptă, centrare a lui Tudor, însă au respins apărătorii formației gazdă și un faul comis acolo de Virgil Velică și lovitură liberă de data aceasta, cea mai bună poziție pe care au avut petroliștii. Să vedem, probabil că Georgian Păun va trimite spre poarta lui Bușcă, suntem în minutul 32, să urmărim și această lovitură liberă, apoi colegul Dragoș va avea microfonul, să vedem dacă va fi un loc la 32 a turului condus și controlat autoritate petroliștii, fără semne de tabela de marcaj, o dominare evidentă, teritorială, quasi totală în momente, însă deocamdată fără eficiență de tabela de marcaj. Într-adevăr, Păun se află în apropierea balonului, un zid consistent alcătuit de Teleormăneni. Așteptăm fluierul arbitrului Covaci. Se aud suporterii petroliști. Iată-l pe Păun, un 4-3, șuta lui Păun, însă Ivănica a reușit să salveze din zid, s-a prăbucit acolo Păun, încearcă continuare, se întrerupe, însă jocul Ivănica dă semne că s-a ridicat în picioare și mingea rămâne tot la Petrolul, evident. Aus pe care îl execută Velisar, Velisar pentru și caută cu echipiere mai bine plasat și cazul pasului complicat. Velisar se strecurează cu forțe bune acolo. Olaru intervine, minutul 33, Dragoș 0-0 pe Ilioan. Pare că n-avem noroc niciunul, a trecut și jumătatea de oră, tot nu s-a marcat, dar este clar dominare autoritară a Petrolului. Câteva ocazii bune n-am marcat, însă ceea ce am remarcat anume n-a evitat să mă ierte jucătorii de la Sporting Roșiori de Vede, dar au făcut câteva greșeli extraordinare, impardonabile, chiar pentru acest al treilea nivel. Și uite că chiar în condițiile acestea petroliștii nu au reușit să deschidă scorul, mai sunt doar 2, da, datăm și noi numărul suporterilor, cred că sunt peste 5. Da, 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 asta vreau să spun, că am remarcat între timp că a crescut simțitor numărul suporterilor. Nu m-ar fi mirat ca cei care nu s-au grăbit să ia bilete. A fost coadă la bilete. Da, s-a fost, am stat prea mult la coadă. Așa se întâmplă, cel puțin văd tribuna a doua, cred că 3 sferturi din ea este plină.
joacă și în peluza întâi, cam 5.000 pe 6.000 de patroniști prezenți la acest meci și sunt ca și noi în așteptarea primului gol al favoriților pe partea stângă, Belitar, centrare în adresă, dar iată-l pe Andor, pune pe stângul mingea, dar o trimite de... Pe norocul lui a ajuns o Belitar, centrare, o deviere a lui Arnăutu, da, dar din nou intervenție bună a lui Bușcă, dacă nu mă încerc, s-a accidentat din nou, dar și a revenit Ivanica. Ivanica, jucătorul de sacrificiu al defensivei, cere întreruperea jocului, se pare că s-a lovit într-o zonă sensibilă, nu oprește pe Covașovul meciul. Stai Tudor, Arnăutu, Paun, cade Paun și din nou simulare în minutul 35, de data aceasta Paun. Reamintesc că în minutul 3 Arnăutu mai rămâne să simuleze și Ciocălteu și Ravac ar tăma și galbene toți cei trei atacanți. Nu știu de ce se întâmplă chiar așa. În sfârșit, data cum trimis la încălzire și poate cel mai tânăr jucător din efectivul Petrolului, Valentin Țicu. Acolo este și Claudiu Tudor, sub supravegherea lui Marius Caită și numai puțin de 4 echipieri ai Sportingului. Minutul 36, nu prea multe minute până la finele primei reprize. Vreme bună, foarte bună, minunată chiar, terenul excelent pentru condițiile meteo, dar acum o săptămână din nou gospodarii de la CSM Ploiești ne dovedesc că știu că își facă treaba, că o fac foarte bine. Un teren pe care să nu uităm, în acest an au evoluat și prin divizionarele acasă, vorbesc Juventus București și Sepsi Sfântul Gheorghe, care din câte am aflat ne-au părăsit definitiv, căci au obținut un acord provizoriu de a juca acasă, a făcut rost și pentru meciul din data următoare de o instalație de nocturnă mobilă. Iată un cartonaj galben pe care îl primește și primul jucător de la oaspet, numărul 8, Ionel Lărca, un jucător mai cunoscut, în minutul 37, acest cartonaj galben. Spuneam de Sărții că a obținut acordul provizoriu, a obținut și el la Chiazna un punct în ultima secundă a meciului cu Concordia, grație unei execuții senzaționale, a fost controlat pur și simplu a lui Sebastian Ghingă, fost echipier al Găștii Nebune de regie, Sportul Studențesc București, minutul 38 și zic eu că pentru ultimele 7 minute l-am stricat să-i cedeze microfonul lui Ionel Luțan, tocmai pe fondul unei încercări de atac terminată rapid. Vreau să completez, doamnelor și domnilor, faptul că de multă vreme jucătorii de la Sporting Vășorii de Vede nu au mai călcat prin careul de 16 metri al porții lui Bolboaș, un suporter de lux în această după-amiază, cel puțin în cele 38 de minute scurse până acum. Poziție bună pentru Sergiu Arnăutu, ratează de puțin acolo, întârzie expedierea unui șut din poziție favorabilă către buturile lui Bușcă. Iată din nou acolo Sergiu Arnăutu, se încurcă cu Alex Șocurteu și nu găsesc cei doi cea mai bună continuare, rezolvă această fază nu tocmai convingător și Aim Tudor și balonul iese în afara terenului de joc. Ne apropiem de minutul 40 al acestei dispute, în continuare fără gol aici pe arena Ilie Ioană, în jocul dintre Petrolul și Sporting Vășorii de Vede, care încheie. Scuze-mă, Ionel, a început cam de vreme trasul de timp, doi jucători, îmi place de acest Kovac Sobol, că nu se lasă păcălit nici de atâta simulări. Continuă, te rog. Da, este și foarte... Mie nu-mi place dacă... Nu, este și foarte, să spunem așa,
așa delicată postura unui arbitru de centru care vine să arbitreze aici pe arena Ilie Ioanici, care se află la monitorizare. Partida fiind și televizată, încearcă să fie foarte, foarte exact, dar de aici până la greșeală nu este decât un pas foarte, foarte mic. Iată pe Petroniști acum în atac, centrare acolo, Alex Ciocânteu sare cu portarul formației vizitatoare, bușcă, balonul deviază din duelul celor doi la Sergiu Arnăutu și din nou scapă cu fața curată jucătorii de la Sporting. Oare câtă vreme se va mai întâmpla acest lucru, pentru că atacurile petroliștilor se întețesc și mai de fiecare dată baloanele care ajung în careul mare advers sunt realmente periculoase pentru apărarea condusă de experimentatul Bușcă, cel care a scăpat până acum de fiecare dată fără gol, în ciuda faptului că situațiile bune de a finaliza în dreptul Petrolului nu au întârziat. Iată din nou pe Sergiu Arnăutu, încearcă să-l angajeze pe partea stângă pe Georgian Păun. Nici viteza nu mai este atributul principal al experimentatului jucător de bandă stângă în această după-amiază, însă Păun poate oferi de fiecare dată o execuție de calitate, așa cum ne-a arătat de multe alte ori. Să sperăm că va fi cazul și în această după-amiază. Până atunci însă întoarcem jocul la mijlocul terenului, acolo unde Ichim, în poziție de mijlocaș la acest moment, deschide pe partea dreaptă pentru Andor, care s-a mutat pe cealaltă latura terenului, combină cu Alex Ciocânteu, pierde acolo Alex Ciocânteu și iată faultează, moment din nou de respiră pentru formația vizitatoare. Acum în minutul 41 al disputei de pe arena Ivana, Petrolul și Sporting Moșorii de Verde sunt la egalitate 0-0. Antrenorul formației oaspete, Alexandru Gheorghe, numit și el la cârma grupării din Roșiori în această iarnă, după un mandat de mulți ani al lui Cristi Negru, fost un jucător cunoscut printre altele lui FC Argeș Pitești, a părăsit echipa Teleormânean în această iarnă și a cedat locul lui Alexandru Gheorghe și el la debutul oficial, ca și Romica Ciobanu, de altfel pe banca Petrolului. Iată pe cei de la Sport din Roșiori, puțin mai curajos, și acum încearcă o acțiune solitară, acolo unul dintre jucătorii formației vizitatoare cade fără a-l impresiona pe central Covaci și Sabos, însă cei care vor repune de la margine vor fi fotbaliștii grupării Teleormânene. Evident, nu se grăbesc aceștia cu repunerea balonului în joc, sperând cu toții că până la urmă se intre la pauză, poate cu un nesperat Mihai Toma, rezultat de egalitate, însă mai avem câteva minute și poate jucătorii Petrolului vor găsi în aceste secvențe de final drumul către gol. Iată acțiune periculoasă a formației vizitatoare, cea mai importantă ocazie a celor de la Sport din Roșiori de Vede, o pătrundere pe partea stângă, însă un șut imprecis de nivelul ligii a treia, Mihai Toma. Ocazie periculoasă, prima până în acest moment a formației oaspete, partea stângă așteptat din drop extrema stângă a echipei din Roșiori, însă balonul a ocolit buturile lui Bolboașă. O să ne uităm și noi probabil în pauză la relor cu acele două faze, dacă în cazul fazei lui Arnăutu din minutul 3 cred că nu sunt dubii în ceea ce privește simularea. N-am văzut exact ce s-a întâmplat la faza la care Păun a cerut și el o de vedeață. Ceea ce mi se pare evident e că Arnăutu n-a mai căzut la o fază de acum 3-4 minute. Fusese avertizat pe Covaci că ar mai putea primi un cartonaș galben după ce îl împințese pe Ivănică la un duel pentru balon și a preferat să rămână pe picioare în acea aglomerare, să încerce să finalizeze. Faza s-a terminat fără rezultat. Acum un fotbalist al oaspeților se află la pământ și se va duce în afara spațiului de joc. Lovitură liberă pentru echipa din Roșiori, se pregătește și se execute Cristil. S-au mutat teleurmănenii cu tot efectivul jumătatea Petrolului. Un balon în diagonal, acolo ar trebui să sară Belisar. Mi s-a părut musculat, ușor, însă mingea rămâne la petroliști. Olaru pentru Unescu. Unescu îl cheamă pe Șain Tudor, minge trimisă pentru Ciocânteu. Preluare inexactă și permite lui Cristin să degajeze. Kindriș pentru Unescu. Unescu cearcă un dribling în fața lui Lătea, a pierdut balonul acolo. 1-1 al mijlocașului oaspeților, o centrare periculoasă, intervine Belisar și acordă lovitură de colț. A doua lovitură de colț pentru oaspeți a fost o neglijență a lui Punescu, care a pierdut mingea într-o zonă periculoasă. Oaspeții au
plecat rapid pe contraatac. Lătea un jucător care a mai evoluat la nivelul Ligii a treia la câteva formații și care este un bun marcator, a centrat destul de bine pe banda cealaltă, însă Brânceanu a susit un delay la întâlnirea cu mingea și a permis lui Belisar să trimită în corner, lovitură de colț pentru Sporting Roșiori. Centrarea acolo plecase Cercel să trimită cu capul, iată o posibilitate de contraatac, Indriș trimite spre Andor, rază mare de acțiune pentru Andor. Andor rămâne cu poziția mingii, Andor la 20 de metri, șut însă blocat de Cristin și din nou lovitură de colț, ploaie de cornere pentru Petroliști. Acum Păun, când am intrat în metrul 45, va executa și această fază fixă. La Speranță Nichim, care la 1,90 metri înălțime e cel mai înalt jucător de pe teren. Sau un Brunescu, jucător la fel cu o bună lovitură de cap. Păun execută mai bine de data aceasta, exact din fața lui Kim, cu vârful degetelor a respins bușcă și faza s-a răcit, o degajare la întâmplarea oaspeților. Olaru trimite pentru Bolboa și Dragoș, ai ultimul cuvânt, suntem în ultimul minut de joc. Da, iată că au apărut și emoțiile. Observați că mare parte din această primă repriză Mirel Bolboace probabil că s-a schițit ajutată până la jumătatea proprii jumătăți de teren a echipei sale, dar iată că au fost două fațe care i-au dat destul de mare emoții. Centrează Taim acum, resping Vascăzi Indrici în faust, lăsat avantaj, cred. Este de băutat Ciocălteu, o centrare slavă lui Belisar. Iar căzut unul dintre fotbaliștii de la Sporting Roșilor, dat ca spicele, probabil că și dat fiind diferența imensă cu datul de valoare în ceea ce privește efectivele. Probabil că această strategie de a trage de timp aproape non-stop este cea mai bună pentru a se rezista cu bine și uite că 0-0 acum s-a dat în prelungirile primei reprize. Aruncă de la margine Saim Tudor și trimite în mod sportiv mingea în afară a terenului de joc Ciocălteu. Aruncă de la margine Târnăcop, destul de scurt până la Saim Tudor, cap și Indri și acum mingea trimite din nou în afară a terenului de joc. A apreciat Cobal și lovitură liberă directă, mult lateral dreapta și va executa cu piciorul stâng Belisar. Iată să joacă cu cei doi tineri adversari aflat în apropierea balonului. Zid de doi jucători adversi cam aproape aici de Belisar. Să vedem cum va executa Belisar, un cobric, se joc și din pradă ușoară pentru Oaspeț, mingea trimită în afara terenului de joc, fluier final după 45 de minute și două de prelungiri. Să zicem, face Petrolul Ploiești, Sporting Roșiori de Bede, 0-0, vom reveni după aproximativ 14 minute. Marcarea cel puțin a unui gol meritat după cum au decurs ostilitățile în primele 45 de minute ale acestei dispute. La pauză, Romica Ciobanu nu a efectuat nicio modificare în efectivul echipei sale, chiar dacă a scos la încălzire câțiva jucători. Iată și acum Cârjan și Claudiu Tudor se află sub supravegherea preparatorului fizic Marius Haită. Va merge acolo în acea zonă a terenului și Nini Popescu. Sam Clark, tehnicianul echipei petroliste, va mai avea răbdare vreme de câteva minute la începutul părții secunde până când va opera prima modificare în efectivul echipei sale. Iată pe petroliști începând această partidă așa cum ne așteptam, de altfel din nou un atac. A fost un serviciu al lui Cristian Andor pentru Mihai Belisar. Oaspeții au răspuns, au respins, însă mingea rămâne în posesia jucătorilor
de la Petrolul Marius Kindri și o acțiune acum către Sergio Arnautu, însă preluarea îl trădează pe experimentatul atacant al Petrolului și le oferă posibilitatea jucătorilor de la Sporting să încerce un final contraatac. Iată-l acolo pe Brunescu, se descurcă foarte bine între doi dintre jucătorii formației vizitatoare și această acțiune ofensivă a celor de la Sporting Lășori de vede se stinge pe moment, însă mingea rămâne la jucătorii echipați în alb-albastru și iată-l pe centralul acestei partide, Saboș Kovač, din care dictând o lovitură liberă în favoarea grupării pregătite de Alexandru Gheorghe. Iată, curajos, întreaga formație alb-albastră urcă în cealaltă jumătate de teren, însă de asemenea curios, niciun jucător nu se află în suprafața de pedeapsă a careului mare apărat de Mirel Bălboașă. Semn că intențiile celor de la Sporting Lășori de vede nu au niciun fel de control ofensiv. Iată-l acum pe Alex Ciocolteu, preia această minge, combină cu Georgian Păun, rămâne Georgian Păun la balonul, l-a angajat acolo pe Sergio Arnautu, care pătrunde pe partea dreaptă, șut și... Ocazie uriașă pentru Petrolul. M-am oprit puțin pentru că un jucător cu experiența lui Sergio Arnautu nu avea voie să rateze din acea poziție. Șutează pe lângă poartă, față în față cu Bușcă și iată, se epuizează o primă și notabilă acțiune de atac a formației ploieștene. Minutul 48, Mihai, început bun de partidă, însă Sergio Arnautu, golghetul echipei ploieștene, cel care marca în tur, nu a găsit cadrul porții dintr-o poziție foarte bună. Am văzut mingea în poartă, Ionel, o opțiune plecată dintr-o recuperare în zona centrală, a fost un serviciu bun al lui Păun, șutarea lui Arnautu, însă pe lângă poarta lui Bușcă, ocazie imensă pentru Petrolul, ce bine ar fi fost să intrăm în această repriză secundă cu avantaj de un gol. Petrolul rea atacurile, Olaru se oprește, unul dintre jucătorii de la Roșiori sunt întinși pe gazon, petroliștii refuză să trimită balonul afară pe de joc, se ridică până la urmă jucătorul de la Roșiori, iată-l pe Kindriș, șut al lui Kindriș, însă fără perspective, de la 25 de metri lateral dreapta. Vreau să vă spun că la pauză am apucat să mă uit pe înregistrările celor două faze litigioase. În minutul 3, într-adevăr, nu se impunea lovitorul de la 11 metri. La faza lui Păun, eu personal aș fi dictat penalti. Există acolo circunstanțe de penalti. În fine, centralul Săd Mărean a zis nu și a acordat galben lui Păun pentru simulare. Au fost cele două faze susceptibile de lovitorul de la 11 metri din primul mitan, însă de fiecare dată centralul n-a suflat lovitorul de pedeapsă. Acum o degajare imprecisă a lui Ivănică și Petrolul beneficiază de primul corner din actul secund. Cei aproximativ 6.000 de spectatori de pe Ilioana nu și-au pierdut răzbarea. Timp este încă destul să vedem execuția lui Păun. Aglomerație din nou mare în suprafața de pedeapsă a lui Bușcă. Păun execută, pare ceva mai bun această lovitură, reluare cu capul, Brunescu, extraordinar! Și gol! Este gol! Arbitrul asistent a ridicat fanionul. Brunescu marchează minutul 50 al acestui joc. Ca să vedem, ați privut, așa cum ai văzut tu, Mihai, cele două faze la pauză, ați privut să văd și eu o reluare după această fază. Dacă mă întrebați cine a marcat, nu știu, cred că... Brunescu a fost? Eu l-am văzut, dar Brunescu a lovit mingea de două ori. Andor! Grainicul arunță pe Andor! L-am văzut bucurându-se și pe Andor! Să-l credităm și noi pe Andor, da, ca marcator. Da, să vedem, pe tabelă dacă... Deși eu am avut impresia că asistentul de pe acea parte a ridicat într-adevăr, de la prima parte. Foarte clar, Kovač nu a avut nicio reacție, dar a ridicat panionul asistentul de la Tucea a doua, dacă o fi Timișoreanu Alexandru Filip. A ridicat la după ce s-a respins mingea la capul lui Punescu. Așa mi s-a părut mie. Cam la treia... Cam la trei execuție de acolo, Brunescu a lovit de două ori mingea. În orice caz, 1-0 cel mai important. Să vede că nici pe tabelă nu știe nimeni să pune autorul golului. Se rectifică. Am avut dreptate, m-am și necat că de-aia ți-am dat legătură. Îl trecem drept marcator în minutul 50. 50.
ducem chiar 49, cred. După 3 luni de pauză am avut chiar emoții la acest gol și m-am înnecat Apulescu, l-am zis bine. Da, da, în tot cazul aș fi preferat, sincer, pentru primul gol al Petrolului, primul gol oficial al Petrolului în 2018, aș fi preferat o minge, să văd o minge în fundul plasei. Gol nu, cam una, ca... nu un gol de genul ăsta. Cam ca la rugby, așa, să intru. Da, nu, nu prea, nu prea îmi plac astfel de goluri, de... În sfârșit este posibil, dacă asistentul de acolo a văzut, e posibil ca mingea să fi trecut de linia porții lui Răzvan Ștefan Bușcă. Au fost ceva proteste, dar pe scurtă durată, cert este că, da, minutul 49, apare pe tabelă, dacă văd bine, Jean Prunescu, portat drept, autorul deschiderii scorului aici pe Arena Ilioane. Sper că odată descătușați petroliștii să oferă un spectacol mai bun, pentru ca data viitoare pe aceeași arenă să fie 80.000 de iubitoare ai fotbalului aici să beneficieze de un spectacol plăcut. Mult retras Indriș, decajată mingea, cu capul Arnăutu, pe un trimită într-o zonă în care alergă Alexion Cânteu, în apropierea lui e Târnăcov, lipsat de Ciocânteu, cam prelungește balonul și acum Andor trimite mult pe deasupra porții. În continuare 1-0, minutul 53, se încălzesc tot mai intens Mini Popescu, Claudiu Tudor și Daniel Cârbean. Dacă m-ați întreba și dacă ar conta, eu aș face cât de curând niște schimbări, pentru că efectiv și deschiderea scorului a fost rodul unui întâmplări. S-au ratat ocazii mult mai clare. În sfârșit, bine că este 1-0 și Petrolul a revenit la acest scor la începerea plutonului seria 3 a Ligii a 3. Arnăutu pe dreapta trimis balonul, Sain Tudor centrează, capa lui Arnăutu și mingea a fost deviată de Ivănică în afara terenului de joc. Ivănică șarta cu echipierii din defensivă și lovitură de la colțul terenului de pe dreapta în sensul de atac al ploieștenilor. Va executa ca de obicei, nu ca de obicei, că a mai fost felicitat acolo, din nou mai bine zis Cristian Andor. Pe jos, minge ușoară, preluată și apoi degajată în afara terenului de joc de Leonard Brânceanu, aruncare de la margine de pe dreapta. Sain Tudor se apropie Kindrui, dar preferă Farnautul Sain Tudor, Farnautul Mântușe, din nou Sain Tudor. Ajunge mingea și la Kindrui, combinație frumoasă, Arnăutul Sain Tudor. Se pune pe stângul mingea Sain Tudor, dar operatorii oaspeți de reușesc să respingă pentru moment. O pasă bună, inteligența lui Velisar a reacționat ceva mai târziu pe un. Acum din nou mingea la Andor, trimite în spate, încearcă petroliștii să desfacă apărarea adversă, pe un se întoarce, reprimește de la un adversar și apoi pierde balonul și în minutul 55, 1-0, lovitură liberă pentru Oaspeț și se încerează legătura lui Ionel Lucan. În momentul în care, iată, este chemat de la încălzire Nini Popescu, o primă schimbare în efectiv în formației petroliste, să vedem pe cine va retrage de pe gazon Romica Ciobanu pentru a-i face loc lui Nini Popescu. Începutul acestei păr secunde a aparținut clar Petrolului, a venit și golul, chiar dacă a fost unul oarecum contestat de formația de vizitoare, asistentul de pe acea parte, Alexandru Filip, a văzut că mingea trimisă cu capul de către experimentatul fundaș central Prunescu a depășit linia porții și Petrolul se află acum în avantaj 1-0 și conduce ostilitățile în debutul părții secunde acestei dispute. Iată-l acolo pe Sergiu Arnăutu, urmărind o partidă, o minge trimisă către propriul portar, recuperează ploieștenii, Georgian Păun,
Poziție bună, a încercat un lob, o execuție de efect. Georgian Bon de la 30 de metri, portarul formației vizitatoare, Bușcă, era ieșit dintre buturi, undeva în zona punctului de la 11 metri. O execuție ca pe vremuri a lui Georgian Bon, ar fi trimis balonul fără doar și poate în poartă, de această dată însă mai lentă trimiterea lui Păun și portarul a reușit să rețină. Iată pe cei de la Sporting, acum găsim din nou câteva secunde de relaș și vor repune balonul dintr-o lovitură liberă care trimite majoritatea jucătorilor echipați în alb-albastru în jumătate de teren ploieștean. Iată Veronica Ciobanu efectuând acum prima mutare. Nini Popescu este pregătit să pătrundă pe teren în încercarea de a da foarte probabil o altă viteză acțiunilor de atac ale formației ploieștene. Modificarea se va produce însă după ce oaspeții vor executa această lovitură liberă în alt acolo pentru Mirel Bolboașă, care prinde cu siguranță și va încerca să-și pună cu rapiditate colegii în atac. Iată o minge în adâncime pentru Alex Ciocurteu, respinge acolo calm unul dintre fundașii centrali ai formației vizitatoare, a fost Dumitru Cristin și balonul a ajuns pentru câteva zeci de secunde în brațele lui Bușcă și mai apoi din nou către jucătorii din linia de fund a formației Sporting Roșiorii de Vede. Să vedem acum dacă oaspeții la configurația actuală a tabelei de marcaj 1-0 pentru Galben Albaștri vor încerca mai multe în ofensivă sau vor aștepta ca și până acum în propria jumătate de teren atacurile susținute ale Sporting-ului, căutând foarte probabil contraatac să prindă o breșă în defensiva galben-albastră. Iată Veronica Ciobanu dându-i ultimele indicații lui Nini Popescu. Georgian Păunul îl angajează acolo foarte bine pe Alex Ciocurteu, fenta lui Alex Ciocurteu. Nu înțeleg de ce nu a șutat din prima. Alex Ciocurteu era mingea pe piciorul drept, putea căuta o soluție, la trimite mingea în colțul lung al porții lui Bușcă. S-a zbătut foarte mult Alex Ciocurteu, a avut și câteva situații bune de a marca, însă nu a reușit să înscrie. Iată acum din nou pe Sergiu Arnăutu, pierde și el această minge și iată i pe cei de la Sporting Roșiorii de Vede recuperând cel puțin pe moment. Este acolo Alexandru Cercel, a combinat cu Virgil Venică și oaspeții sunt acum în atac undeva pe partea stângă în direcția lor de atac. Este acolo Brunescu în încercarea de a opri acest atac al celor de la Roșiorii de Vede. Curge în continuare mingea către Ionel Lătea, prinde și Bolboașă, oricum era acolo cu steagul sus și asistentul Cosmin Bojan din Târgu Mureș. Și în acest moment Mihai Toma, prima modificare în recuperatorul lui, probabil așteptată, pătrunderea lui Nini Popescu și iată îl părăsind terenul pe Georgian Păun. La minutul 59 în care notăm această modificare, Păun schimbat cu Nini Popescu. Va repune Mirel Bolboaș balonul în joc, a fost în poziție de offside sancționată de la margine și pentru liniștirea atacurile. Să revenim la faza golului, a fost o lovitură de colț acolo, bătut chiar de Păun. Mai multe relori despre poarta lui Bușcă, până la urmă Punescu a fost cel care a marcat, a avut de câte minute de voce, dar nu și vederea la această reușită. Nici nu mai contează cum s-a înscris, important e că e 1-0 pentru Petrolul. Îi spuneam lui Dragoș, mi s-a părut o reușită de rugby. Petrolul a tot atacat cu înaintarea, cum se spune, în această disciplină și a reușit până la urmă să treacă mingea dincolo de linia porții lui Bușcă. E cel mai important că Petrolul conduce cu 1-0, nici nu mai contează circunstanțele în care s-a marcat și eu zic că o să vedem și un gol care spunea Dragoș că i-a tras cu mingea în adâncul plasei. Între timp Kindriș reușește o recuperare la centru, iată pe Nini Popescu, poziție bună, zona centrală, Nini Popescu șut, însă peste transversala lui Bușcă. Acum când ne apropiem de minutul 61 al acestui joc, au mai apărut spații în apărarea oaspeților, care au făcut o primă repriză destul de bună din punct de vedere defensiv. Pentru a avut nenumărate situații, însă doar 2-3 mai limpezi, astfel că s-a intrat la cabine cu un nul care evident nu l-a mulțumit pe Veronica Ciobanu, un forcing al gazelor după ce jucătorii au revenit pe teren. S-a salvat cu acea reușită a lui Jean Brunescu, unul dintre jucătorii importanți, când vine vorba de faze fixe, cu o bună lovitură de
că încă o dată mâna la balon l-a găsit acolo pe partea dreaptă pe centrul centrare, mingea l-a depășit de, de Ciocolteu aflat în mijlocul careului. Un faul comis de Olaru care este și sancționat cu cartonaș galben în minutul 62 al acestui joc. A fost o lucrare ceva mai dură asupra lui Lotea și Kovac l-a sancționat cu avertisment. Este al treilea avertisment pentru că Comis, vă reamintesc, primele două Arnăut în minutul 3 pe 1 minutul 35 cu setele avertisment pentru presupuse simulări în strafără de pedeapsă. Între timp, colegul Dragoș din face adânc, Robert Mofora se află la marginea terenului și probabil în câteva zeci de secunde va pătrunde în suprafața de joc de la formația oaspete. Un hands acolo mi s-a părut, nu s-a suflat nimic. Atacat Munceanu și a prelungit mingea și a intervenit Benisar. Benisar a găsit pe mine Popescu și a preluat bine mine Popescu. Mingea a părut, a înțeles cu Arnăutu și a privezuit lui Velic recuperarea. Din nou Velică în apropierea cercului de la centrul terenului. Are în față pe Kindiș, trimite înapoi spre Cristi, Cristi pentru Nifănică. Nifănică păstrează posesia, nu are cum să paseze, l-a găsit pe Lătea. Lătea a greșit, a recuperat Andor. Acum Kindiș, Kindiș trimite pentru Șain Tudor, înapoi la Funescu, Funescu cu Ichin. Minge în diagonală pentru Belisaru. Belisaru a prelungit foarte bine pentru mine Popescu, însă intervine Ivănică, se suflă faul pentru negligența lui Ivănică Popescu. Este chemat și staful medical al formației vizitatoare să notăm și schimbarea, dacă nu cumva Ivănică va fi nevoie să folosească spațiul de joc. În mod normal, cel care va ieși este Cercel, într-adevăr, pentru 63. Cercel înțeleg cu Măvora. Îngrijiri medicale pe care le primește acolo Ivănică, primești pentru mine, să-i transmit microfonul lui Dragoș. Vă mulțumesc că Ivănică a fost un fel de martir în apărarea Sportingului. El a intervenit de fiecare dată la sacrificiu, a mai fi accidentat. La el parcă nu ar exista dubii de simulare. Într-adevăr, îmi aduc aminte și întrebam pe Ionel Lucan ca să-mi confirme. La Fece Argent, domnul Ivănică îl știam drept atacant central, dacă nu înțel. Și văd că a fost retras în centrul apărării, păstrând mult proporțiile de pe vremuri, așa cum a făcut Ilie Oană cu Alexandru Boc, pe care l-a dusese pentru echipa de tineret de la Petrolul, de la Vaxcov, din județul Bihor, de lângă Oradea, l-a dus ca atacant. Folosit și pe la prima echipă și la echipa de tineret, nu a fost mulțumit și atunci i-a spus că mai încearcă ceva înainte de a-l trimite acasă la Vaxcov. Și retrăgându-l în centrul liniei defensive, a reușit să-l transforme într-unul dintre cei mai buni stoperi din România, ajuns în echipa națională a României, campion național cu Petrolul, campion național cu Craiova, a jucat și la Rapid, a jucat și la Dinamo, a jucat și la Dinamo. Se pare că cât o inspirație de genul ăsta poate duce la lucruri foarte bune. Să revenim la partida, minutul 65, 1-0 în continuare pentru Petrolul, reușita din minutul 49 al lui Jean Funescu la acea fază fixă. Ciocălteau vine lansat de Nini Popescu, intervenție din nou la sacrificiu al lui Ivănică. Da, într-adevăr, Ivănică a fost cel mai bun apărător al aspeților, altfel, repet, mai ditat aici, în efectivul Sportingului. A doua schimbare pe care o va face
Romulus Ciobanu, un jucător pe care l-a acceptat în cadrul pe teren, este vorba de Daniel Tergean, împrumutat de la Vitele de Noi, cel care a marcat la sfârșitul turului tot atâta goluri, 10 și că a avut și unul dintre campionii ratărilor de astăzi, Arnăutu. Vom vedea pe cine va înlocui Dani Cărgean, să fie Cristian Andor, să fie Arnăutu. Nu cred că este vorba de Ciocul Tău. Ciocul Tău a fost activ, este în joc, cum se spune. La încălzire a mai rămas Claudiu Tudor, revenit după o pauză foarte lungă. Romica Giovanni nu își permite nici să-l folosească foarte mult. Lovitură de acolo terenului, dar se amână momentul locuirii. Să vedem, cred că nu. Nu, se amână pentru executarea. Nu înțeleg de ce, pentru că Dani Cârgean este un jucător înalt, ar fi fost util acolo. În sfârșit, Andor execută înalt de data aceasta și faulta lui Alexandru Ichim asupra portarului Răzvan Ștefan Bușcă. Acum se face și schimbarea și uite că mă contrazice Romica Giobanu. Alex Ciocul Tău părăsește terenul. În locul lui intră Dani Cârgean în minutul 68. Nu se grăbește Ciocul Tău. Scorul este favorabil echipei sale, 1-0. Iată, vedem ultimele indicații pe care le dă Romica Ciobanu lui Daniel Cârgean. Mai are dreptul la două înlocuiri Petrolul. Oaspeții au făcut una singură, deci mai au trei. Cap Olaru, cap și Cârgean, prima atingere de balon a tânărului jucător, care nu se încadrează totuși în categoria sub 19 ani. Andor preia balonul cu stângul, o minge foarte bună, lansat Nini Popescu, să vedem ce va face Nini, se întoarce pe dreapta la Saim Tudor. Mohora contrează și lovitura de la colțul terenului. Nu am numărat și îmi pare rău câte cornere a avut Petrolul. 15, îmi spune Mihai Toma, față de vreo 2-3 parcă a avut de Sporting roșiorii de vede. 1-0, minutul 69, execută de pe stânga Cristian Andor. Să vedem cu ce rezultat. Din nou Jean Prunescu, era depășit Bușcă, dar Jean a trimis de data aceasta pe lângă vinclu drept. Minutul 70 și cred că este rândul lui Ionel Lusan. Mișcări ofensive făcute de Romica Ciobanu, antrenorul formației ploieștene, care a introdus în actul secund al confruntării mai întâi pe Nini Popescu și mai apoi pe Daniel Cârgean. Au fost retrași de pe teren doi jucători cu mare experiență, George Ampăun și Alex Ciocălteu, ambii destul de activi, însă fără ceva notabil acolo unde contează, în fața porții adverse. Nini Popescu încearcă să-și facă o minge pentru un eventual șut, însă de la margine... Dar pasă foarte frumoasă a lui Cârgean. Însă de la margine asistentul a văzut poziția de offside în care era Nini Popescu și a oprit această acțiune de atac care se anunța a fi promițătoare. Iată pe oaspeții repunând acum balonul chiar prin portarul lor, Bușcă, circa 20 de metri de buturile sale, o minge în adâncime, să vedem dacă vreunul dintre jucătorii de la Sporting reușesc să devieze această minge. Rămâne balonul
în dispută acolo în jumătatea petrolistă de teren. Este acum la minge Nicușor Voicu pentru moment, însă rămân la minge cei de la Sporting Roșiori, o poziție puțin mai bună, o încercare acolo de a-l angaja pe Leonard Brânceanu eșuată și iată-l pe Marius Chintri și acum găsindu-l pe Daniel Cârjan, se întoarce Daniel Cârjan pentru că este puțin blocat în partea stângă. Este și faultat acolo și iată Romica Ciobanu are un schimb de replici cu centralul acestei partide care a dictat lovitură liberă pentru Petrolul din, de la mijlocul terenului câțiva metri în suprafața adversă. Din nou Cârjan la balon, o angajare pentru Nini Popescu, însă și de această dată micuțul și rapidul jucător de bandă al Petrolului este surprins de asistentul Cosmin Bojan în poziție de offside. 70 de minute scurse pe arena Ilioană, un singur gol în contul Petrolului, suficient însă pentru ca echipa pregătită de Romica Ciobanu să își reia prima poziție în clasament, pierdută pentru câteva zeci de ore după ce FCM Alexandria a învins la scor acasă pe terenul sintetic de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea pe Viitorul Domnești, scor 7-0, în condițiile în care vă spuneam echipa ilfoveană folosește în actul secundă al competiției de Liga 3-a o echipă imediatamente tânără. Iată ce preluare Nini Popescu, superbă preluare, însă intervine acolo la minge. A fost o intervenție de mare acuratețe, aș putea să spun, a lui Dumitru Cristil. Nini Popescu și-a făcut o minge foarte bună pe călcâi, o preluare de jucător de clasă, însă în ultima instanță, fundașul central Cristil îi răpește posibilitatea lui Nini Popescu de a scăpa singur față în față cu portarul Bușcă și foarte probabil oamenii care se ocupă de tabela de marcaj ar fi avut de lucru, deoarece Nini Popescu în postură de 1-1 cu portarul advers nu ar fi greșit. Iată că se resimte acolo Cristil după această intervenție în postură de ultim apărător în fața lui Nini Popescu și o nouă acțiune de atac a formației ploieștene care se stinge. Jocul a curs, am văzut cu toții într-un singur sens și iată că acum aplauzele sau mărturie. Este chemat de la încălzire Claudiu Tudor, experimentatul jucător de mijlocul terenului, care va fi introdus pe gazon pentru a gestiona așa cum se cuvine în contul Petrolului ultimele 20 de minute ale acestei confruntări. Dificile spun cu o echipă care s-a agățat de șansa pe care a avut-o aici pe arena Ilioană, chiar dacă în ofensivă cei de la Roșiori nu au pus mai deloc probleme, au suportat această presiune a Petrolului materializată până la urmă de golul lui Jean Prunescu din minutul 49, rămas singular până acum, deși alte bune situații de gol s-au înregistrat la poarta lui Bușcă, însă acesta a scăpat până acum fără a mai încasa vreo altă reușită din partea fotbaliștilor de la Petrolul. Primește Claudiu Tudor ultimele indicații de la Romica Ciobanu, să vedem ce rol va primi experimentatul jucător acum în ultimele 20 de minute ale acestei confruntări. 1-0 pe arena Ilioană în partida dintre Petrolul și Sporting Roșiori de Vede. Vizitatorii acum la balon încearcă să creioneze o acțiune mai consistentă, le rămâne mingea pentru puțină vreme însă, deoarece este recuperată de Chindriș, însă neclaritate și la mijlocul terenului pentru formația ploieșteană, care permite vizitatorilor să încerce și ei firav și timid o nouă acțiune de atac și iată acum în poziție bună pe Sergiu Arnăutu, nu îl vede pe Cârjan pe partea stângă, însă deschide bine jocul în dreapta la Nini Popescu. Nini Popescu centrare, însă din păcate prea lungă și Mihai Toma se stinge neașteptat, o nouă acțiune care arăta bine în faza ei incipientă, dar care s-a terminat rău pentru Petrol. Da, să consemnăm schimbarea lui Arnăutu cu Claudiu Tudor acum în minutul 74. Schimbarea la echipa noastră este de pe teren, de aplauzele noastre cu numărul 28, Sergiu Arnăutu. Până una alta intră cu numărul 10, Claudiu Tudor. De la Roșiori, un meci disputat în prezența unor tribune pline, câștigat la fel de greu de Petrolul, 1-0 prin reușita chiar al celui care a fost înlocuit adineaur, Sergiu Arnăutu, a marcat atunci din penalti, minutul 8. Petrolul a câștigat la Roșiori de Vede cu 1-0. O minge trimisă de portarul Bușcă în zona centrală spre Ciubuc, însă a fost sancționat cu fault atacul lui Andor. Eu mă așteptam la o presiune mai mare a Petrolului după acel gol de 1-0. S-au preferat acțiuni de contraatac pe fondul faptului că echipa din Roșiori a urcat un pic liniile. Oaspeții, vă spunea și Ionel, au absorbit destul de bine presiunea lupilor din cele 75 de minute de joc. Acum încearcă cu ceva mai mult curaj să atace buturile lui Bolboașe. Eu sper să marcăm totuși și golul 2 pentru a nu avea emoții
pe acest final când, Doamne ferește, printr-o situație poate întâmplătoare să avem parte de un rezultat șoc aici pe Ilie Oană. Out pentru formația teleurmăneană, a executat Voicu. Voicu a trimis pentru Ciubuc, din nou Voicu, contrat de Velisar și out pentru echipa Sporting Roșiori. Am intrat în ultimul sfert de ceas al acestei partide, tot Voicu execută lung, Kindri și-a respins cu capul, Velisar degajează pericolul. Acolo controlează destul de bine Velică, balonul rămâne în posesie, recuperează Cârjean, trimite pentru Olaru, Olaru pentru Bolboașe, îl pune totuși într-o situație destul de complicată, Bolboașe a trimis tot la Olaru, până la urmă Andor limpezește această situație, preluare prea largă a lui Cârjean, iată pe Claudiu Tudor la primul contact cu balonul, scoate un faul și Olaru va executa, nu cred că Ichim sau Olaru, până la urmă Olaru da spre Ichim, deschide orizontul de joc Prunescu, Ichim îl preferă pe Andor, Andor păstrează posesia înapoi la Olaru, Olaru pentru Kindriș, Kindriș reușește să-și păcălească un adversar atacat din spate de Lătea, Nini Popescu rămâne în poziția balonului, lansare pe partea dreaptă pentru Șahin Tudor, efort al jucătorului de bandă dreaptă pentru a ține balonul în joc și avem repunerea de la margine, Nini Popescu acum la limita offside-ului Tudor Șahin. O centrare pare bună, Cârjean însă cred că a încercat să-l servească pe Claudiu Tudor, însă a lovit prea tare balonul cu capul și acesta s-a scurs în afara spațiului de joc. Suntem în minutul 78, Dragoș, în continuare rezultat la limită, 1-0, Prunescu, minutul 48, am scris pentru Galben Albaștri. Da, pregătesc a doua schimbare de jucători și cei de la Sporting Roșiorii de Vede, numărul 17, Marius David, se pregătește să intre peste puțin timp pe teren, vom vedea în locul cui. Este interesant că deși suntem, iată un cartonaș galben pe care îl vede Kindriș în minutul 78, este al patrulea pentru un echipier al Petrolului. Va ieși din teren Alexandru Sârnăcop și va intra Marius David, cum spuneam, în minutul 79. Să-mi notez și eu schimbarea din tabăra oaspeților a doua. Vorbeam puțin mai devreme, profitând că nu comentam noi cu Ionel Luțan, că ieri am urmărit un alt meci de Liga a treia, dar din altă serie, Universitatea Cluj, Unirea Dej. Gazdele s-au impus pe Cluj Arena cu 2-0, dar cu mare greutate, au ratat și o lovitură de la 11 metri, apoi... Da, Dragoș, dacă îmi dai voie din acest punct de vedere, se vede că este prima etapă a noului sezon și toate aceste formații creditate cu șanse importante, lupta de promovare, au avut un debut greu, Oțelul a terminat doar la egalitate, 0-0 în deplasare. Asta am vrut să spun și eu, că se vede că este prima etapă și... E clar că mai este de lucru până vă, dar a fost, s-a chinuit Ucluj, a avut și un penalti apărat de portarul de culoare al echipei din Dej. De altfel... Suntem peste 5500 spectatori. Vă mulțumim foarte mult că sunteți din nou alături de echipa noastră. Hai Petrolul! 5500 de petroliști astăzi în tribună, așa a anunțat Mircea Baganagiu, și spuneam că Unirea Dej a avut și jucători străini, o echipă modestă, zic eu, de Liga a treia. Am observat în afara portarului titular de culoare, încă un jucător de culoare, au mai fost și alții, de altfel la Dej, din ce am urmărit,
în urmă cu destui ani au fost aduși mereu jucători străini. O evoluție foarte bună a avut portarul de culoare, care a fost învins de două ori, dar a apărat penaltiul și a mai salvat câteva goluri ca și făcută. Cel mai important, la 2-0, un șut la colțul lung al lui Gabriel Giurgiu, fostul campion cu Oțelul Galați, actual capitan al Șepților Roșii. Revenim la meciul Petrolului, 1-0, minutul 81, gol al lui Prunescu, minutul 49. Petrolul mai are drept la o schimbare, continuă să se încălzească mai aproape de poarta lui Bolboașe, Gabi Frâncu, Vali Țicu și Cosmin Lambro. Unul dintre ei va intra mai mult ca sigur pe finalul jocului, ca să mai treacă și timpul dacă scorul este 1-0. Andor, încercare de deschidere a lui Velisar, se interpune însă de ultim moment Andrei Cătălin Voicu. Sunt doi Voicu, după cum ați observat, Nicușor Voicu și Andrei Cătălin Voicu, cel de-al doilea numărul 13, care a acordat lovitura de la colțul terenului, al doilea numărul 18 în atac, a avut și o ocazie bună de a marca acest Nicușor Voicu. Lovitura de la colț, Nini Popescu de pe stânga în sensul de atac al echipei sale, o centrare bună și a încercat Tichim să reiasă pe poartă, n-a reușit, s-au opus Ivănică și Bușcă. Din nou aruncare de la marginea terenului, de pe stânga, Mihai Velisar. Claudiu Tudor, care a primit odată cu intrarea în teren banderola de capitan de la Marius Kindriș, cel care este de fapt al doilea capitan al echipei Petrolul, dar care poartă mai mult banderola, că până în momentul în care Claudiu Tudor va avea condiția fizică necesară pentru a intra de la începutul terenului, de la începutul unui meci, mă scuzați. O minge trimisă de Olaru fără adresă, a încercat să o urmărească Dani Cârjan, dar n-a reușit. Odată cu înlocuirea așa lui Arnăutu, s-a schimbat poziția în atac, Dani Cârjan a trecut pe dreapta, Nini Popescu pe stânga și puțin în spatele lor Claudiu Tudor. Practic Petrolul joacă acum fără atacant împins sau atacantul central din cei trei, linia de trei de atac. Meciul continuă în același ritm. Sincer, oricât am fi de petroliști, trebuie să recunoaștem că astăzi nu am asistat la un meci cu sare și piper, mai curând fără. Bine, sau va fi bine dacă se va termina cu acest scor pe tabelă, pentru că în fond important în această luptă dură pentru promovare cu AFCM Alexandria este acumularea de puncte și cine ia mai multe, acela promovează. Odată cu succesul care, să zicem, că se prefigurează, deși mai sunt 90 minute până la final, Petrolul revine pe primul loc cu un ecart de două lungimi. Andor, care a început să-și ia în primire rolul de regizor tot mai mult, a dat pase bune, a devenit tot mai activ. Kindriș mai retrat la balon acum, o minge trimisă lui Cârjan, reprimește Claudiu Tudor și e deschis Velisar, a cerut mingea, a întârziat Claudiu Tudor, se descurcă însă foarte bine vivacele Velisar, pasă bună către Cârjan, dar serviciul acestuia a fost defectuos și iată martirul Ivănică, din nou faultat, de data aceasta de Mihai Velisar, care ajunsese în poziție chiar de atacant, mijlocașul de bandă dreaptă, în modulul actual devenit mijlocaș de bandă stângă, după ce a fost fundaș stânga în
așezarea dictată de Tavi Grigore în tur, 1-4-2-3-1. Minutul 86, în continuare 1-0 de minutul 49, reușita lui Jean Prunescu, un fundaș central care are însă destule goluri la activ. Din nou acuză o accidentare unul dintre fotbaliștii oaspeți, Virgiliu Velică, dacă nu mă înșel, dar el este crampe musculare, cam multe crampe musculare. Este posibil ca jucătorii de Teleormănen să nu poată face antrenament prea mult. Nu știu dacă au avut și un cantonament. Mihai v-a spus de meciurile test ale lor. Nini Popescu, o minge bună și de data aceasta Covaș Sobol pune mingea pe VAR. Într-adevăr, Bușcă nici nu protestează, l-a trântit în careu de 6 metri pe Dani Cârjan. Dacă va fi apt să execute penaltiul, va marca și primul gol al său oficial pentru Petrolul. Este Claudiu Tudor cel care va executa. Da, totuși așează mingea Claudiu Tudor. Oricum, se pare că este vorba de o accidentare a lui Dani Cârjan. Dar, Dragoș, dacă îmi dai voie să remarcăm și pasa excelentă a lui Nini Popescu, da, dacă nu greșesc, angajarea lui Daniel Cârjan în zona centrală a defensivei adverse. Da, adevăr, a fost o pasă excelentă. Șchiopătează puțin, s-a accidentat la piciorul drept, cred că la genunchiul drept, Dani Cârjan, și astfel va executa penaltiul Claudiu Tudor, dar oricum cred că tot el ar fi executat. Jucătorii cu experiență nu prea îi lasă pe tineri. Bară! Extraordinar! L-a pentat Claudiu Tudor cam fără elan, așa, în tot cazul un elan slab. L-a aruncat în dreapta, în stânga sa, pe Bușcă, dar balonul a lovit stâlpul din stânga al porții apărate de acesta. Deci iată că continuă, să zic, emoțiile. Minutul 88, penalti ratat de Claudiu Tudor. Iată-l pe Nini Popescu, de această dată scăpat singur către poarta adversă, însă înconjurat de fundașii centrali ai formației vizitatoare. Este faultat acolo, să vedem cui acordă cartonașul galben, este vorba de numărul 5, și dacă nu mă înșel, din formația vizitatoare, Robert Mohora l-a faultat pe Nini Popescu, care scăpase singur către buturile adverse și la viteza pe care acesta oare ar fi ajuns din nou în postură de singur cu portarul advers. Cu prețul unui cartonaș galben, iată că Mohora oprește această fază periculoasă. Doar 1-0 pentru Petrolul, într-o dispută controlată cu autoritate, aș putea să spun, de echipa galben-albastră. Dar ratările, nesincronizările, lipsa de concentrare în fața porții adverse fac ca emoțiile să persiste, pentru că iată, nici măcar din lovitura de pedeapsă, experimentatul capitan al formației ploieștene, Claudiu Tudor, nu a reușit să-l învingă pe Bușcă. Ba da, o făcuse, însă bara din stânga acestuia s-a opus la lovitura de la 11 metri, executate de Claudiu Tudor. 89 de minute pe Ilie Oană, 1-0, avantaj minim pentru Petrolul, reușită semnată de Jean Prunescu, în momentul în care ne pregătim să urmărim o fază fixă cu Nini Popescu în prim plan. 25 de metri lateral dreapta pentru Nini Popescu, se apropie de balon, execuție frumoasă! Plonjează acolo însă Bușcă și reține acest balon trimis bine de Nini Popescu, parcă fără prea multă forță, însă plasat. Și iată pe cei de la Sporting Roșiorii de Vede încercând acum în ultimele secvențe ale partidei să se apropie mai convingător de buturile lui Mirel Bolboaș. Întreg stadionul cântă, va fi o victorie fără doar și poate pentru Petrolul, chiar dacă la limită suficientă pentru ca echipa galben-albastră să își rea postura pe prima poziție a clasamentului. Însă rămân Mihai Toma destul de multe semne de întrebare după această partidă, de altfel avertiza Romica Ciobanu că nu o să vedem o prestație la cel mai înalt nivel, fiind vorba de prima etapă. Mai sunt destule semne de întrebare, să sperăm că ele vor fi risipite în partidele următoare. Eu sper să nu se ajungă la departajarea prin gol avelaj, Doamne ferește, la un moment dat, prin egalitate, că vor fi importante și astfel de ratări. A fost rezultat la 11 metri bătut de Claudiu Tudor, mingea trimisă în stâmpul din stânga lui Bușcă, l-am făcut mare și pe Bușcă astăzi. Și că vorbeam și în turul campionatului, domnule,
toți sportarii care au avut aici, au fost obiectivi aici, au fost obiectivi de Zeița Fortuna, o nouă minge de angajament pentru Nini Popescu. Preluare bună a lui Nini Popescu, pică singur, însă își preluase bine balonul în diagonală, i-ar fi tăiat calea lui Cristil, însă s-a dezechilibrat micuțul la mijlocaș. Petrolici a căzut, acum obțin un out jucătorii de la Sporting Roșiori. A fost acolo David, mai efectuează oaspeții o schimbare acum când intrăm, suntem deja în prelungirile acestei partide. Nu am sesizat dacă s-au arătat de la margine, s-au arătat minutele de prelungire, cred că 3. Nici nu s-au făcut toate cele 8 schimbări, formația vizitatoare a efectuat doar 2, Petrolul 3. Iată-l pe Lambru, Mihai, care va intra și el pentru ultimele minute ale acestei partide pe gazon. Da, acum... O schimbare la trecerea timpului. Nicușor Voicu va repune mingea în joc, însă fluieră Kovac și permite efectuarea schimbării. Iese de pe teren Nicușor Voicu. Iese de pe teren numărul 11 Voicu și intră numărul 11 Urâtu. A intrat pe teren Iulian Urâtu. Eu spun că chiar dacă e o victorie urâtă a Petrolului, rămâne o victorie. Repun teleurmănenii. A degajat acolo Olaru, a sărit Brânceanu, care acuză și el crampe musculare. Am văzut mai mulți jucători ai formației vizitatoare chinuiți de probleme musculare. Acum în pusea balonului se află Velică. Velică este atacat de Andor, reușește să păstreze controlul mingei și scoate până la urmă o repunere de la margine, o schimbare și la Petrolul. Va părăsi suprafața de joc Cristi Andor acum când suntem în minutul 90+2. Și va intra Cosmin Lambru. Cristian Andor. Las microfonul pentru ultimele 10 secunde colegului Dragoș Cristioreanu. Suntem în prelungiri. Petrolul Sporting Roșiori 1-0. Dacă am ajuns să facem schimbare la trecerea timpului în ultimul minut de prelungiri, dacă sunt 3, dacă nu ar fi 4, a intrat și Lambru în locul lui Andor. Deci a scos un senior, unul cu experiență, a băgat un jucător, un 19, s-a scos un mijlocaș și s-a băgat un atacant, Dani Cârjean, care și-a făcut treaba, a obținut acea lovitură de la 11 metri pe care, din nefericire, Claudiu Tudor a ratat-o. Olaru în urmă la Jean Prunescu, presat de nou intrat Iulian Urâtu. Trebuie să fie atenți petroliștii, pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu mai este timp de redresare. Un dribling frumos al lui Velică, între jucătorii remarcați ai oaspeților. Faza ofensivă a oaspeților continuă, degajare, dar respinge și cred că s-a terminat meciul. Da, s-a terminat meciul, din fericire 1-0 pentru Petrolul. Reamintesc reușita din minutul 49 a lui Jean Prunescu. O partidă ca o fată urâtă, dar din fericire la capăt de cerea, Petrolul a câștigat 3 puncte și a revenit pe primul loc după victoria la scor a echipei contracandidatei la promovare, APCM Alexandria, 7-0 cu Viitorul Domnești. Petroliștii mai au cred de lucru.